totuși să vecheze la legea respectivă. Dumneavoastră mergeți în fiecare an la comisie? Da. De ce? Au impresia că nu o să mai aveți valvă anul viitor? Păi nu-i neapărat problemă de valvă, că la mine cel mai grav a fost pentru că aorta se dilatase la riscul de a crăpa. De-aia m-au trimis de la Oradea la Institutul Inimii. Așa. Pentru o operație și acolo mi s-a pus o proteză pe aortă, aia a fost cea mai gravă și fiind chiar aproape de inimă, mi s-a deformat și valva și la mine toate circulau anapoda. Acum dâns și cred că, probabil în 3 ani, cred că am făcut rost de o inimă nouă, de undeva, de la o alimentară, de la un ABC-ul. Și de-aia m-au trecut din gradul 2 în gradul 3, da, normal, la mediu. Și eu, în urma acestui rezultat, am făcut o contestație la Comisia Superioară la București. Da. E cam de o lună. Deci în 29 acestei luni va fi o lună de când am făcut. Și săptămâna trecută v-am trimis și dumneavoastră un mail. Acum știu că sunteți foarte aglomerat, cu mai multe probleme, dar am zis totuși să încerc să vorbesc și personal cu dumneavoastră, dacă pot, să vedem ce îmi spuneți dumneavoastră. Problema nu e numai a dumneavoastră, e a tuturor persoanelor cu handicap din România. Au aceeași problemă, la toți li s-au schimbat încadrarea în gradul de handicap și eu vreau ca să, prin lege, ca asta îmi doresc să trecem denumirea de handicap permanent. Adică să nu fiți pus în situația să mergeți în fiecare an la comisie. În general, un grad de handicap se agravează. Adică lucrurile merg din prost în prost, nu din prost în bine. Sunt, așa m-am gândit și eu. Sunt într-adevăr, să zicem, anumite boli, dar foarte rare și handicapuri foarte exclusiviste, unde să mergem spre bine. Prin recuperare o să fie din ce în ce mai bine. Dar în general, unde lipsește astea un membru... Astea nu merg pe degete. Sigur că da. Dacă ați avut o operație pe cord, nu știu, acum comisia are unitatea de măsură. Dar în general, comisiile, am înțeles că nu mai sunt formate din profesioniști, sunt din tot felul de numiți de la partid și aici e în regulă. Trebuie totuși comisiile de stabilire a gradului de handicap să fie, cum a fost pe vremuri, formate din medici. Și medicii să dea o hotărâre și un verdict în cazul fiecărui cetățean care are o problemă gravă. Pentru că dumneavoastră v-ați fi dorit să munciți, nu să stați în sălile de operație sau prin spitale. Asta este acum, eu ce să fac? Pe decizia despre mea asta, asta le explicam și eu, domnilor deputați și senatori, care nu vreau să înțeleagă despre ce e vorba, până când s-a întâmplat unii dintre ei să aibă probleme sau aparținători de-ai lor și atunci au conștientizat ce înseamnă să ai un grad de handicap, să nu poți să mergi până la toaletă, să nu poți să te deplasezi și așa mai departe. Cu ce pensie v-a pensionat? Poftim? Ce pensie aveți? Am o pensie de 615 lei după 30 de ani de muncă. 615 lei și medicamentație folosiți? Medicamentație. În fiecare dimineață 6 tablete și în fiecare seară 5. Și cât are aveți compensat? Anticoagulant. Da. Cât aveți compensat din medicamentație? Beneficiind de gradul de handicap mi s-a compensat, deci foarte puțin plăteam acum. Da. Foarte puțin. Deci acolo nu pot să mă plâng la gradul la medicamentație. Da, dar dumneavoastră trebuia să primiți medicamentele gratuit integral. Da, puțin acum ceva lei, acum nu-i... Ba este că 2 lei acolo cu 2 lei dincolo și la 500 de mii de persoane cu handicap din România care plătesc câte 2 lei, s-adună niște sume impresionante. Acum, chiar dacă vi se pare cer, puțin 1 leu 2. Poftim? Chiar dacă vi se pare puțin câțiva bănuți acolo, dar bănuții sunt ai dumneavoastră și dumneavoastră trebuie să beneficiați de asistență medicală gratuită. Nu dumneavoastră v-ați dorit ca să aveți problema cu inima. Păi n-ați făcut cereri la Ministerul Sănătății să vă îmbolnăviți. Nu mi-am dorit. Asta este situația, de asta am încercat și eu și am fost foarte dezamăgit. Asta încerc și mă lupt ca să scoatem comisii competente de stabilire a gradului de handicap și inclusiv denumirea de handicap permanent. Am reușit cu cei care le lipsesc membre în momentul de față, că era o problemă. Oameni fără două picioare trebuia să meargă în fiecare an la comisie. Eu să cred. Vadă comisia dacă nu a crescut picioarele. Da, sigur, sigur. Păi,
Da. Și trebuie să vadă că ăștia, numai dacă te văd, eu vă spun sincer că am intrat la comisie, am intrat până în ușă două minute și nu m-a întrebat nimeni absolut nimic, nici cum mă simt, nici ce fac. Domnul Monenciu, da, veniți peste două, trei zile, săptămâna viitoare, nici nu mai rețin minte, peste câteva zile să primiți rezultatul. Da. Și când m-am dus după rezultat, l-am văzut că trecusem din gradul 2 în gradul 3, deci să primesc o sumă de 30 de lei, v-am spus, în loc de cât primeam până acum, 217.000. Da. Și am rămas așa puțin dezamăgit și am întrebat, o contestație, da, și într-adevăr, la biroul cu publicul am primit o hârtie, am completat-o și am trimis-o spre comisie. Acum nu știu, o să ajungă, nu o să ajungă, mi s-a comunicat că s-a trimis, mi-a dat și numărul de înregistrare. Și să aștept răspunsul. Acum este o lună, deci, de când a plecat și niciun răspuns. Da, trebuie să primiți în 30 de zile. Ați trimis prin poștă? Păi, în 30 de zile, mai exact, sunt poimâine. 30 de zile de când au trimis-o la București. Că mi-au trimis ei mie hârtie acasă. Da, e complicat. Nu mi-a comunicat că, deci, contestația mea a fost trimisă la București. Da, nu sunteți singur în situația descrisă de dumneavoastră, multe persoane cu grad de handicap din țara asta au exact aceleași probleme pentru că le-au schimbat gradul de handicap. A fost așa o furie a guvernanților care se lăudau că duduie economia, adică ei se lăudau că există bani pentru de toate și subi și-a dat seama că nu sunt bani și atunci au încercat să facă șmecheria asta. Eu îi bănuiesc că asta a fost o decizie politică luată de ei, domnii de la PNL cu PSD-ul împreună, tocmai ca să mai facă rost de bănuți la buget, că e o problemă și cu bugetul ăsta de stat. Și președintele Băsescu, când a spus că există un deficit bugetar pe bugetul de pensii, credeți-mă că există, chiar dacă ei nu vor să-l recunoască, și o să vedeți anul viitor că se va simți din ce în ce mai tare lipsa banilor de la buget. Pentru că parlamentarii și-au votat tot felul de, știu eu, luxuri și opulență, să trăiască pe banii publici în lux. Dar ei nu vor renunța la luxuri. Pe banii bolnavilor, deci. Da, domnul meu, dar ei nu au renunțat la pensiile lor exorbitante, n-au renunțat la confortul lor. Acum și-au luat mașini, iară parlamentarii străine, de-alea, că ei numai cu Mercedes sub pot. Și pentru că nu existau bani la buget, s-au gândit ei să ia de la persoanele cu handicap. Lasă-mă că le schimbăm încadrarea și rămân niște bani, că au și niște calculatoare acolo. Au calculat, zice, când ne trebuie vreo 10 milioane de euro, nicio problemă, schimbăm gradul de handicap. Și prin schimbarea gradului de handicap la handicapați, le-au rămas o grămadă de bani la buget, le-au rămas. Și au plătit ei luxurile lor. De ce nu au dat o hotărâre să-și cumpere Loganuri? Nu, ei își cumpără Mercedes-uri. Păi și președintele Băsescu a circulat zile întregi cu Loganul. Da, mă rog, dânsul a fost luat de mulți ziariști în derâdere pentru că lumea nu-l cunoaște de-aia. Mașina prezidențială de la Cotroceni e una și el discuta de mașina lui personală de acasă. El când era primar general avea o Skoda Felicia. O răgâne și albastră. Și pormășatul Volkswagen mic. Asta era mașina lui de acasă, a lui personală. Și el când mergea, de exemplu, la cumpărături, că a fost și scandalul chiar la lui reporter la telefonul. Dar mai făcut-o și roamă parfumată, să nu știu cum i-a zis, așa? Era, din nou, era cu mașina lui, nu era cu SPP-ul după, nu era cu mașina instituției. Dar eu sper că să se rezolve povestea și eu o să mă zbat pentru drepturile persoanelor cu handicap în Parlamentul României. Asta vă promit. Mulțumim, altcineva dorește să vorbească cu domnul președinte Prigoan. Alo? Alo? Alo, da, bună ziua! Bună seara! Bună seara! Domnul Silviu Prigoană? La dispoziția dumneavoastră. Eu am o problemă mai mult de informare pentru dumneavoastră. Vă rog. Mă numesc Radu Constantin din Craiova. Da. Am o firmă de producție, sunt producător și exportator. Da. Așa. Deci eu export cea mai mare parte a produselor în Australia. Felicitări! Mulțumesc! Sunt beneficiat de rambursare de TVA. Da. Vin și ne controlează. Da. Și practic, teoretic, ar trebui după 10-15 zile să ne trimită banii. Nu. E, acest guvern cu domnul Văzgarian în frunte dau dispoziții să nu să dea banii când au nevoie la buget, stopează rambursările de TVA, care sunt legale și sunt banii noștri.
Da, acum, ce se întâmplă? Craiova e un loc mai special. La Craiova, dacă vă aduceți aminte, a ieșit un mare scandal cu fosta directoare de la Finanțe Publice, care a făcut returnări ilegale de TVA pe exporturi și importuri de produse, exporturi de combustibili.